Faptele Apostolilor, capitolul 12. Citim de la versetul 1 la versetul 11. Când fratele Mitic a citit din psalmul care l-a citit el, în mintea mea a sclipit un lucru și mi-a spus așa, în sufletul meu, în mintea mea, tot ceea ce se întâmplă aici e călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. Și acum vreau să ascultați textul pe care o să-l citim în seara asta și să-l comparăm cu psalmul. Cam pe aceeași vreme împăratul Irod a pus mâinile pe unii din biserică pentru ca să-i chinuiască. Și a ucis cu sabia pe Iacov, fratele lui Ioan. Când a văzut că lucrul acesta place iudeilor, a mai pus mâna și pe Petru. Erau zilele praznicului azimilor. După ce l-a prins și l-a băgat în temniță, l-a pus sub pasa patru cete de câte patru ostași, cu gând ca după Paște să-l scoată înaintea norodului. Deci Petru era păzit în temniță și biserica nu înceta să înalțe rugăciuni către Dumnezeu pentru el. În noaptea zilei, când avea de gând Irod să-l înfățișeze la judecată, Petru dormea între doi ostași, legate mâini cu două lanțuri și niște păzitori păjau temnița de la ușă. Și iată, un înger a Domnului a stat lângă el pe neașteptate și o lumină a strălucit în temniță. Îngerul a deșteptat pe Petru, lovindu-l în coaste, și a zis, scoală-te, iute! Lanțurile i-au căzut jos de pe mâini, apoi îngerul i-a zis, încinge-te și leagă-ți încălțămintea. Și el a făcut așa. Îngerul i-a mai zis, îmbracă-te în haină și vino după mine. Petru a ieșit afară și a mers după el, fără să știe că dacă ce făcea îngerul este adevărat. I se părea că are o vedenie. După ce a trecut de straja întâi și a doua, a ajuns la poarta de fier care dă în cetate și ea li s-a deschis singură. Au ieșit și au trecut printr-o uliță. Îndată îngerul a plecat de lângă el. Când și-a revenit Petru sau când și-a venit Petru în fire, a zis, acum văd cu adevărat că Domnul a trimis pe îngerul său și m-a scăpat din mâna lui Irod și de la tot ce aștepta poporul iudeu. Slăvit să fie Domnul! Ce am citit noi? Când a adus Domnul înapoi pe prinșii de război, parcă visam. Când Petru s-a deșteptat, parcă o visat, parcă a văzut un vis, dar s-a trezit din somn. Haideți înainte să ne așezăm pe scaune, să mai spunem o dată, slăvit să fie Domnul! Ne putem așeza pe scaune. Domnul să vă binecuvinteze. Sunteți obosiți, așa-i, v-am văzut că v-ați grăbit să vă puneți pe scaune. Ok, Domnul să vă binecuvinteze. Dacă toți suntem la momentele astea așa mai libere, primiți salutări din partea familiei, soției, pe care deja o cunoașteți. Cred că de două ori ne-am întâlnit cu soția aici, la dumneavoastră, la Valencia. Ea vă transmite salutări, de asemenea frații slujitori, din contextul în care slujesc eu, vă transmit salutări. Mulțumesc fratelui Mitică pentru invitație, spun Domnul să-l binecuvinteze și conducerii bisericii, fratelui Gheorghiță și toți cei care sunteți în comitet. Domnul să vă binecuvinteze. Mulțumesc de asemenea bisericii pentru că am văzut că mă primiți cu multă dragoste. Vreau să vă spun că dragostea este reciprocă și eu vă iubesc pe voi din toată inima. Domnul să vă binecuvinteze. Acum, haideți puțin să intrăm în textul acesta din seara asta. Pentru că așteptăm ca Dumnezeu să ne vorbească în seara asta. Ascultați-mă bine. Sunt lucruri care deja nouă ni se par normalitate și nu ne mai surprinde nimic. Când biserica progresează, diavolul se agită. Așa-i? Măi, și atunci începe diavolul și face cele mai multe probleme. Când biserica progresează, păi dacă nu cânți cântarea, păi dacă nu spui rugăciunea, păi dacă nu te hotărăști să postești, păi dacă nu te hotărăști să mergi la biserică, nici nu simți că diavolul e prin zonă. Ești în graficul lui. Dar în momentul în care vrei să faci ceva pentru Dumnezeu, în momentul în care biserica progresează, în momentul în care noi vrem să slujim Domnului, parcă toate lucrurile în jurul nostru se agită. Și chiar în ziua când postim, atunci avem accident de mașină. Chiar în ziua când postim, atunci ne doare capul la amiaz. Până atunci nu ne-a durut capul la amiaz. Dar în ziua când postim, ne doare capul la amiaz. Și vrem, Domnule, ca să avem biruință până seara, dar ne luptăm cu noi înșine. Dar în spate la toată lupta asta există cineva care stă acolo și care se luptă. Petru. Cuvântul Domnului vorbește despre Petru. Că Petru a făcut câteva lucruri foarte interesante. S-a dus la... la Enea, care era bolnav, în Lida, în locuitorii din Lida. Și acolo l-a întâlnit pe Enea și spune cuvântul Domnului că atunci când a ajuns acolo la Lida, Petru a făcut o minune extraordinară. L-a vindecat pe Enea și a spus, Enea, crezi că Domnul te vindecă? Și ne-a zis, cred. Ok, dacă tu crezi că Domnul te vindecă, ridică-te. Și Enea s-a ridicat și Domnul l-a vindecat prin Petru.
A fost o mare biruință, s-au bucurat mulțimea de oameni, oamenii s-au întors la Domnul, când au văzut ceea ce s-a întâmplat. Imediat Petru are contact cu o femeie, cu o tânără, care tocmai murise cu Tabita. Când a murit Tabita, oamenii erau foarte agitați, erau foarte necăjiți. Domnule, a murit Tabita. Spune Petru că a intrat acolo la Tabita și când a intrat, a scos pe toată lumea afară. Și acolo se produce o minune. Tabita, spune Petru, scoală-te! Și Tabita se ridică din mormânt, se ridică din moarte și când o vede Petru în picioare, o duce la cei care erau acolo în casă și spune, auzi, dați-i la fata asta să mănânce, pentru că Domnul a lucrat. Ei, după toate lucrurile astea, Petru, plin de biruință, plin de toate lucrurile pe care le făcea Petru, numai bine că într-o zi, Irod îl prinde și îl pune în temniță. Păi diavolul, în momentul când a văzut diavolul că pierde teren, când a văzut diavolul că în jurul lui Petru bolnavii se vindecă, când a văzut că morți înviază, când a văzut că lucrurile se întâmplă în felul ăsta, în favoarea împărăției lui Dumnezeu, diavolul ce-a zis? Îi iau capul. Iau capul lucrării. Pe cine-i capul lucrării? Îl iau pe Petru și îl bag pe Petru în închisoare. Îl închid pe Petru ca să termin povestea cu chestia asta. Și când l-a băgat în închisoare, numai bine că diavolul, nu știu ce face. L-a provocat pe Dumnezeu ca să arate cine e stăpânul. Și cine e stăpânul în universul ăsta? Ei, Dumnezeu, slăviți să fie numele Domnului. Ei, Dumnezeu, când e provocat de noi, de oameni, ne arată cine e șeful. Ne arată cine e stăpânul. Câteodată noi credem că noi suntem. Dar vreau să vă spun că nu noi suntem. Conflictul ăsta nu a fost numai așa un conflict de suprafață. Un conflict pe care diavolul l-a lucrat foarte bine. Haideți să vedem cum a lucrat diavolul conflictul. În primul rând, Petru a avut un conflict și în interior în biserică. Măi, Petru a avut probleme în biserică. Ascultați-mă, când s-a dus în casa lui Corneliu Petru și când a început Petru acolo ca să predice Evanghelia și să le spună ceea ce trebuia să le spună, s-a coborât Duhul Sfânt peste cei care erau acolo, erau evrei ăștia. Nu erau evrei, erau netăiați împrejur, erau niște oameni care erau veniți dintre neamuri. Și spune Petru când a văzut că Duhul Sfânt s-a coborât peste neamuri, numai Petru și-a pus mâinile peste ei, apoi a botezat, a făcut toate ritualurile exact așa cum trebuie să fie făcute. Dar când a venit la biserică, a venit la biserică și a întâlnit pe niște iudei acolo. Știți care erau iudei ăștia? Erau chiar apostoli. S-a apucat cu apostolii la o ceartă și a spus, băi, tu ai intrat în casa unor oameni netăiați împrejur? Petre, tu ai făcut treaba asta? Și da, eu am făcut. Ai intrat acolo și ai pus mâinile peste oamenii ăia netăiați împrejur? Da! Am intrat acolo și am pus mâinile. Și s-o coborât Duhul Sfânt, a spus Petru. Și spune, când a început Petru să le istorisească ceea ce a făcut Dumnezeu cu oamenii ăia netăiați împrejur, spune Biblia că evreii ăștia tăiați împrejur, apostolii, spune, s-au potolit. Că până atunci erau agitați, că diavolul a lucrat și cu aia. Știți cum se întâmplă în biserică câteodată? Noi venim la biserică și atunci când vor frații să facă ceva, noi care suntem super sfinți, intru și eu în echipa asta, oameni care suntem super sfinți, începem și luăm pe mitică la țintă. Și dăm la mitică toate versetele din Scriptură care considerăm noi că trebuie să lovim pe mitică sau pe cel care e în față. Și când facem lucrul ăsta, știți cum suntem? Suntem ca cowboy care scoatem pistoalele și cu versete din Biblie împușcăm pe frați. Pentru că ăștia, noi suntem ăia sfinții, noi credem că suntem sfinții, noi credem că suntem ăia deștepți și punem pe toți la zid. Și diavolul numai bine să bucure, el aplaudă când vede lucrul ăsta. Dar trebuie să vină lucrarea lui Dumnezeu ca să potolească pe cei care fac astfel de lucruri, să ne potolească Domnul. Știți ce vreau să vă spun, dragii mei? Nu știu dacă sunteți aici. Eu vreau să vă spun că am stat înaintea Domnului pentru mesajul ăsta. Și de dimineață îi spuneam la frații cu care am fost la Castelion că am avut cu totul și cu totul altă predică. Și m-am ridicat în față și după ce am zis primul punct din predica pe care am avut-o, parcă nu mai puteam să intru în predică. Și am lăsat pe Duhul Sfânt să vorbească și Dumnezeu a vorbit prin Duhul Sfânt. În seara asta eu sunt aici și ceea ce vă spun am primit de la Duhul Sfânt. Să știți, eu m-am rugat. Și Dumnezeu mi-a spus, când te duci la Valencia, nu știu ce e acolo, eu nu știu și nici nu vreau să știu. O spus Domnul așa, să vorbești în așa fel încât să se potolească oamenii acolo. Doamne, potolește-ne pe toți în numele lui Iisus Hristos. Să se coboare Duhul Sfânt să ne potolească. Pentru că avem nevoie să fim potoliți. Vreți să ne potolească Domnul? Păi trebuie să lăsăm pe Domnul să ne potolească ca să se termine, să se lucreze. Pentru că sunt prinși de război care sunt în închisoare și care trebuie aduși înapoi în casa Domnului. Dar noi nu ne potolim în biserică. Vreți să ne potolim? Ca să vină oamenii în biserică, trebuie să ne potolim prima dată. Un alt conflict care se întâmplă în biserică. Spune că erau iudei care erau aliați cu Irod. Ăștia așteptau să facă
ceea ce le plăcea lor. Iudeii ăștia erau niște oameni care au ieșit din biserică și faptul că au ieșit din biserică ei acum stăteau pe margine și ascultați cum spune Biblia în versetul 3 la sfârșit. Erau zilele praznicului azimilor. Păi în zilele praznicului azimilor, evreii trebuia să intre într-o stare din asta de profunzime, de smerenie, de pocăință. Într-o stare în care să-și aducă aminte că Dumnezeu i-a scos pe ei cu braț tare din Egipt. Ei trebuia să facă asta. Și în loc să facă asta, evreii ăștia care nu prea veneau la biserică, care aveau probleme cu mersul la biserică, spune că s-au dus la Irod. Și au început să pârască la Irod ceea ce era în biserică. Ceea ce se întâmpla în jurul lui Petru, ceea ce se întâmpla în jurul apostolilor, și au început să pârască ce se întâmpla acolo. Și când au început să pârască, Irod, numai bine că el căuta. Irod a fost unul dintre împărații care, spune de istoria, că l-a supărat pe un împărat, îmi scapă numele lui, cred că Tiberius, pe împăratul Tiberius, l-a supărat și împăratul Tiberius l-a pus în închisoare. Apoi el s-a împrietenit cu Caligula și Caligula, când a venit el să fie rege la Roma, l-a scos pe Irod ăsta, Agripa, l-a scos afară din închisoare. Dar era un om șmecher care știa să se bage așa pe sub piele oamenilor. El a complotat inclusiv la uciderea tatălui lui. L-a omorât pe tata lui. El încerca să facă lucrurile ca să-i placă lui. Și ca să-i placă lui, el trebuia să aibă oameni în jurul lui care să facă ce place și lui și ce place mulțimii și ce place tuturor, pentru că el avea pe baza lui, care era în spatele lui, oamenii care îl susțineau trebuia să fie mulțimea. Și Irod gândea lucrurile foarte bine. Și știți ce a spus? O văzut că dacă l-a omorât pe Iacov, o plăcut la iudei. O văzut că dacă o mai făcut el rău prin biserică, o plăcut la iudei. O zis, mai am unul. L-am pe Petru. Îl iau și pe Petru și îl arestez. Și în ziua când era praznicul azimilor, când oamenii ăștia trebuiau să se pocăiască, când trebuia să se zmerească, când trebuia să se coboare jos, la cel mai nou jos nivel, și să stea înaintea Domnului și să plângă și să se aducă aminte de Domnul, cum Domnul i-a scăpat din Egipt și din robie, ăștia complotau împotriva lui Petru. Cum să facă a doua zi? Să scoată pe Petru la judecată și să-l condamne la moarte și să facă un spectacol, pentru că asta place. Știți că oamenii care nu prea vin la biserică umblă după plăceri? Asta le place lor. Le place. Ce le place la oameni? Le place orice. Le place orice. Le place orice să facă, dar să nu vină la biserică. Le place să facă bani, le place să se ducă în stațiuni, le place să se ducă în altă parte, dar nu vin la biserică. N-ați vrea să aducă Domnul înapoi pe prinșii de război? Că am cântat în seara asta, am vorbit în seara asta despre asta și am vrea Domnul să aducă înapoi pe prinții de război. Dar dacă Domnul vrea să aducă înapoi pe prinșii de război, atunci hai să nu-l mai arestăm pe Petru. Când îl arestăm pe Petru, scoatem pistoalele la el și îl împușcăm cu versete. Biserica o condamnăm, ăla nu-i bun, ăla nu-i bun. Și ne unim cu Irod, că așa place mulțimii. Și noi vrem ca Dumnezeu să lucreze în biserică, zicem, Doamne ajută-ne. Și ce se întâmplă când se fac lucrurile astea? Când se fac lucrurile astea, nu numai bine că se întâmplă câteva lucruri care sunt foarte interesante. Oamenii sunt arestați. Petru a fost arestat. Și spune Biblia că l-a băgat pe Petru în închisoare. Acum închisorile romane erau niște închisori, așa cum spune și Biblia despre Petru, erau din altă securitate. Închisoarea care a fost Petru a fost una dintre cele mai înalte închisori de securitate care existau pe vremea aceea. Știți cum era Petru? Am citit despre asta, că pentru că am vrut să mă documentez și să nu vorbesc lucruri care n-au fost. Când oamenii erau condamnați la moarte, de frică ca oamenii să nu evadeze și ca cel care conducea procesul să nu aibă pierdere, lega pe deținut cu lanțuri. Un lanț, un capăt de lanț, legat de mână sau de piciorul deținutului și un capăt de soldat. Când se părea că lucrurile sunt mai șubrede, punea doi soldați. La Petru, amărâtul ăsta, care nu făcea rău, o luat Irod și a spus, mă, vreau să mă asigur, e o pradă mare, prada asta pe care eu am, Petru ăsta pe care eu îl am, ăsta mi-asigură acum o promovare, mi-asigură în fața oamenilor, toți oamenii o să mă vadă, o să mă aplaude. Eu pun doi soldați. Și l-a legat de Petru, spune Biblia că Petru dormea noaptea între doi soldați. Acum închisorile, legat cu lanțuri Petru, de cei doi soldați. În fața lui Petru mai erau încă doi,
care făceau de strajă. După cei doi soldați era o poartă. Și după poarta asta mai era încă o poartă. Poartă dublă, tot câte doi soldați. Aici Biblia spune la un moment dat că erau patru. Au adus patru soldați să îl păzească pe Petru. Dar de regulă erau doi, câte doi soldați. Și în felul ăsta păzeau. Ei, acum noi, ne întoarcem înapoi. Pentru că de multe ori în temnisații suntem și noi. Și știți ce este ciudat? Că câteodată noi decidem de bună cuvință, din dorință proprie, ca să ne ducem să intrăm în închisoare. Și ne băgăm singuri, ne arestăm singuri, ne ducem în închisoare. Hai să vedem cuvântul Domnului. Citim cuvântul Domnului în primul rând. Prima închisoare pe care vreau să o spun, prima secție din închisoare, pe care vreau să o subliniez în seara asta, sunt secția cu deținuții care aleg singuri să intre. Iată cum intră deținuții aceștia. În Isaia capitolul 58, cu versetul 6 spune așa: iată postul plăcut mie. Desleagă lanțurile răutății, deznoadă legăturile robiei, dă drumul celor asupriți și rupe orice fel de jug. Dar dacă nu dezlegi în ziua când postești sau în ziua când postez sau vreau să mă apropii de Domnul, cine-i deținut? Eu. Pentru că eu, dacă nu hotărăsc ca să dezleg lanțurile răutății, păi în mintea noastră câteodată suntem răi. Suntem așa de răi că nu știm ce să facem mai bine, mai rău la cei din jurul nostru și așa mai cu tact. Și spunem noi așa, noi suntem sfinții pocăiți. Aici vorbesc într-un mod special la pocăiții din biserică. Noi suntem sfinții pocăiți. Știți ce facem? Ca să dăm bine. În ziua aceea noi ne închidem sigur în închisoare și spunem, uite ce facem. Eu mă supun la anumite privațiuni, la anumite libertăți. Adică astăzi nu mănânc, astăzi nu beau, dar stau în închisoare legat cu lanțul răutății. Eu postesc, rap foame, fac greva foame. Eu postez, dar sunt legat cu lanțul răutății. Sunt legat cu legăturile robiei, sunt rob. Ca să fac la cineva rău, mă îmbrobește gândul ăsta, nu pot dormi noaptea. Rupe orice fel de joc, spune cuvântul. Auziți ce spune Ieremia? Ieremia e mai concret. Spune Ieremia capitolul 2 cu versetul 19. Tu singur te pedepsești cu răutatea ta. Și tu singur te lovești cu necredincioșia ta. Și vei ști și vei vedea ce rău și amar este să părăsești pe Domnul și să intri în închisoare. Auziți cum spune Biblia? Noi singuri facem asta. Spune mai departe. Pe Domnul zice, să n-ai nicio frică de mine, zice Domnul oștirilor. Următorul verset spune așa: de mult, zice, ți-ai sfărâmat jugul, ți-ai rupt legăturile și ai zis, nu mai vreau să slujesc ca un rob. Păi de ce să mă conduc ăla? Păi de ce să-mi spună mie ăla așa? Ia răd eu, îi fac eu, dar mă bag singur în închisoare. Și spune mai departe aici, căci pe orice deal, înalt și sub orice copac verde, te-ai întins ca o... Și ce înseamnă asta? Când vorbiți despre imoralitatea asta, despre curvie în Scriptură, de fapt vorbești despre o relație pe care trebuia să o ai cu Dumnezeu, așa cum o are un mire cu o mireasă, un tânăr cu o tânără, un soț cu o soție. Și în momentul în care noi nu facem ce place soțului nostru, permiteți în paralel asta, adică Domnul Iisus Hristos, care ne așteaptă ca un mire și noi suntem biserica, noi știți ce facem? Noi ne legăm cu legături cu alți zei, cu zeul răutății, cu zeul desfrâului, cu zeul răzbunărilor, cu tot felul de zei. Și spune, sub orice copac verde, te-ai întins ca o curvă. Doamne, iartă-ne de lucrul ăsta. Vreți să ieșim din sfera asta? Este secția din închisoare unde noi ne ducem așa de bună voie și nesiliți de nimeni. De bună voie și nesiliți de nimeni te căsătorești? Da, de bună voie și nesiliți de nimeni. De bună voie și nesiliți de nimeni te căsătorești cu răutatea și de bună voie și nesiliți de nimeni. Hai să vedem puțin ce spune. Auziți ce frumos spune Elihul lui Iov. În versetul, capitolul 36, Iov, începem să citim de la versetul 4. Aici nici nu vreau să mă opresc prea mult la explicație. Fii încredințat. Auziți cum spune Biblia, fii încredințat. Cuvântările mele nu sunt minciuni. Fii încredințat. Și voi știți asta. Și Biblia spune asta. Ci ai de a face cu un om cu simțăminte curate. Hai să vedem ce spune mai departe.
Spune așa, Dumnezeu este puternic, dar nu leapă de pe nimeni și este puternic prin tăria priceperii Lui. Auziți, El nu strică legăturile de căsătorie. Merge mai departe. El nu lasă pe cel rău să trăiască și face dreptate celui nenorocit. Nu își întoarce ochii de la cei răi, de la cei fără prihană și îi pune pe scaunul de domnie cumpărații. Îi așează pentru totdeauna să domnească. Dar următorul verset spune așa. Se întâmplă ca ăștia care sunt acolo, care sunt neprihăniți, care ar trebui să fie un exemplu, spune, se întâmplă să cadă în lanțuri și să fie prins în lanțurile nenorocirii. Dar spune, le pun înainte primul lucru, faptele lor, fără de legile lor, mândria lor. Primul lucru, le arată ce se întâmplă. Al doilea lucru, spune, dacă îi înștiințează să se îndrepte și îndeamnă să se întoarcă de la nelegiuire. Odată le arată ce se întâmplă, apoi le dă sfat, uite, asta trebuie să faci. Și următorul verset spune, dacă, aici sunt două variante, ascultă și se supun, își păsesc zilele în fericire și anii în bucurie. Dacă n-ascultă, pierd uciși, mor de sabie și mor în orbirea lor. Auziți ce spune cuvântul Domnului? Trebuie la asta explicații? Trebuie? Cuvântul Domnului e mai înțelept decât mine. Cuvântul Domnului e mai înțelept decât noi toți. Cuvântul Domnului ne spune, auzi, tu trebuie să ieși din închisoare. Trebuie să ieși din închisoare. Dacă vrei să ieși din închisoare, rupe legăturile. Că e simplu. Nu ai cum să stai în închisoare, ești la secția întâi. Sunt unii oameni care zăbovesc amul la secția întâi și vor să meargă la secția a doua. Secția a doua e mai cu probleme. Secția a doua sunt condamnații care se condamnă singuri, nu numai la detenție, la moarte. Ăștia se condamnă la moarte. Hai să vedem ce spune Biblia. Spune Proverbe, capitolul 5, cu versetul 22. Pe cel rău este prins în înșeși nelegiuirile lui și este apucat de legătura păcatului lui. Versetul 23 spune, el va muri din lipsă de... Auziți din ce moare cel rău? Pentru că nu știe să se înfrâneze, nu știe să se înfrâneze gândurile, nu știe să se înfrâneze faptele, nu știe să se înfrâneze pe el. Din prea multa lui nebunie ăsta va muri. Se crede prea înțelept, se crede prea deștept și Biblia spune, s-au crezut că sunt înțelept și cum au făcut? S-au stricat capul la ăștia. Noi ne rugăm Domnului ca astăzi Dumnezeu să dea înțelepciune aici în biserică. Pentru că vrem să ieșim din secția asta de unde suntem închiși. Vrem să ieșim din secțiile acestea și din prima secție și din a doua secție. Noi vrem să ieșim din închisoare. Vrem să ne elibereze Domnul din închisoare. Auziți ce frumos cântă David după ce îi bate pe filisteni. În 2 Samuel, capitolul 22, cu versetul 4. Eu chem pe Domnul cel vrednic de laudă și sunt izbăvit de vrăjmașii mei. Slăvit să fie Domnul. Auziți care e singura sursă să scap din închisoare? Să-L chem pe Domnul, cel vrednic de laudă, ca să fii izbăvit de vrăjmașii tăi, căci valurile morții mă înconjuraseră, șuvoaiele nimicirii mă spăimântase, legăturile mormântului mă înconjuraseră, lanțurile munții mă priseră, în strâmtoarea mea, spune cuvântul Domnului aici, am chemat pe Domnul, pe Domnul Dumnezeul meu din locașul lui, El mi-a auzit glasul și strigătul meu a ajuns la urechile lui. Slăvit să fie numele Domnului și Domnul dă izbăvire, pentru că strigătul celui întemnițat ajunge la urechile Domnului. Doamne, fă în seara asta, toți întemnițați să iasă din pușcării, toți deținuții să iasă din pușcării, să se elibereze, să plece pe drum și îngerul Domnului să meargă în fața lor, să se ducă să laude pe Domnul și biserica să fie descătușată. Spune, Doamne, ajută-ne la lucrul ăsta. Vreți să se întâmple asta cu noi? Vreți să se întâmple? Trebuie să ne rugăm. Eu am chemat pe Domnul, spus David. Și eu am fost în închisoare. Și eu am fost acolo. Și am chemat pe Domnul să-mi dezlege legăturile. Și când Domnul mi-a găsit, am strigat spre Domnul, El mi-a auzit glasul meu, a ajuns până la urechile Lui și El a dat mare biruință, slăvit să fie numele Domnului. Dragii mei, vreau să spun trei lucruri în seara asta care ne ajută pe noi într-un mod concret să ieșim din închisoare. Până acum noi am intrat în închisoare, am văzut în linii mari cum ieșim din închisoare. Acum să intrăm puțin mai concret în textul acesta. Spune versetul 4 așa. Și iată că un înger al Domnului a stat pe neașteptate și o lumină a strălucit
în temniță. Primul lucru, ca să putem ieși din închisoare, Dumnezeu trebuie să facă lumină. Știți de ce face Dumnezeu lumină? Dumnezeu e un Dumnezeu care nu cunoaște frica. Dumnezeu e un Dumnezeu care se ridică deasupra tuturor cu capacitățile pe care le are. Și El nu lucrează pe întuneric. Dumnezeu lucrează numai pe lumină. Slăvit să fie numele Domnului. El când a trimis slujitorul Domnului în temniță și când a intrat acolo de ținuți, spune cuvântul Domnului că acolo lângă Petru s-a făcut lumină. Pentru că Dumnezeu lucrează pe lumină. Problema noastră este că noi căutăm mereu lumina ca să ieșim din detenția noastră, din starea noastră, din arestul nostru. Vrem să ieșim mereu. Vrem să ieșim la lumină. Lumina nu este ea însăși Dumnezeu. Și Dumnezeu este lumină. Dacă eu aș lua becul ăsta, un bec oricare, l-aș desuruba de aici și l-aș pune aici pe masă, becul ăsta n-ar avea niciun efect, n-ar lumina deloc. Dacă toate becurile din sală ar fi stinse și aș lua un bec și aș lua 100 de becuri sau 1000 de becuri și le-aș aduce aici și le-aș pune jos în fața dumneavoastră și nu le-aș pune unde trebuie și nu le-aș conecta unde trebuie, becurile n-ar avea nici un rost. Mai bine aș aduce un braț de lemne, că tot aia diferență, tot aia problemă e. Ori aduc lemne, ori aduc becuri, că dacă nu-s puse el becurile unde trebuie, becurile nu pot să lumineze. Știți când luminează becurile? Știți când slujitorul Domnului luminează? Că la Petru s-a dus un slujitor a Domnului. Știți ce sunt îngerii? Îngerii sunt duhuri slujitoare, trimise de Dumnezeu ca să îndeplinească o slujbă pentru cei care vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Evrei 1:14. Dar în momentul în care noi luăm slujitorul și îl deconectăm de la curentul electric, chiar dacă becul e de firmă, chiar dacă slujitorul e de firmă, chiar dacă e de valoare, chiar dacă are epoleți, chiar dacă are îndeslujire, chiar dacă l-am deconectat, e ca unul dintre toți ceilalți. Dar în momentul în care slujitorul, becul, e conectat la sursa de lumină, lumina vine prin becul respectiv, prin curent, prin tot ceea ce se întâmplă în locul unde e nevoie de lumină. Păi un slujitor, un om, când nu e conectat la sursa care e Dumnezeu, care e lumină, noi nu putem să facem nimic absolut. Putem să ne uităm în jurul lui, putem să așteptăm de la el, putem să-l binecuvântăm, putem să facem ce vrem cu el. Dar în momentul în care îl conectăm la sursa de lumină, Dumnezeu trimite lumină prin el. Unii oameni vor să facă lucruri care să le dea lor bine, să arate ei că sunt lumină. Hai să vedem chiar pe Irod. Și ce spune Biblia pe pagina următoare? Spune că într-o zi anumită, la versetul 21 din capitolul 12, Irod s-a îmbrăcat cu hainele lui împărătești și a șezut pe scaunul lui împărătesc și vorbea oamenilor. Și ce a făcut Irod? Hainele împărătești erau niște haine speciale. Erau niște haine care erau cusute cu fir de argint și cu fir de aur. În ocazii speciale, împărații ăștia romani foloseau absolut orice modalitate și orice ocazie care li se ivia ca să iasă în evidență că ei sunt Dumnezei. Dacă citiți istoria, ei se declarau încă în timpul vieții lor că sunt Dumnezei. Et Deus se numea Irod, adică iată Dumnezeu. Și el, în momentul când o simțit că iudeilor le place ce face el, el și-a luat o haină îmbrăcată, o haină cusută cu fir de argint și de aur. Și știți unde s-a pus el? Exact într-un loc unde venea fanta de lumină și sclipea soarele foarte puternic. Și când s-a pus acolo, haina lui a început să sclipească. Toată lumea se uita la el cum sclipea haina lui Irod. Și se bucurau toți și spunea, uite, Irod e îmbrăcat ca un zeu, apare ca un zeu. Și Irod a început să vorbească. Și când a început să vorbească Irod, și-a dat seama că e un fake acolo, e un fals. Că lucrurile nu sunt adevărate, că de fapt el a pozat că este lumină și de fapt nu este lumină. Și poporul a început să strige, glas de Dumnezeu vrem. Nu vrem glas de om. Și-a venit un înger a Domnului, spune Scriptura, care e reprezentantul lui Dumnezeu și spune, a lovit pe Irod pentru că nu dăduse slavă lui Dumnezeu. Și-a murit cum? Mâncat de vierme. Ascultați-mă ce vă spun. Oamenii care cred despre ei că sunt lumină
și se îmbracă și se comportă și încearcă să ducă lumea în eroare că ei sunt lumină, într-o zi Dumnezeu îi va lovi. Pentru că lumina adevărată este Dumnezeu. Slăvit să fie numele lui Iisus Hristos. Nu noi oamenii suntem lumină. Nu gradele noastre, nu îmbrăcămintea noastră, nu ținuta noastră, nu ce facem noi este lumină. Ci lumina este Dumnezeu. Și ea trebuie să țâșnească prin noi mulțime. Ea trebuie să țâșnească la oameni prin noi. Nu hainele trebuie să dea forma luminii, ci Dumnezeu trebuie să dea forma hainelor și a luminii. Ăsta e Dumnezeu glorificat să fie numele Lui. Pavel, o crezut și el care e lumina. Pavel a fost tare înțelept. Biblia spune despre el că a învățat la picioarele lui Gamaliel. Gamaliel a fost unul dintre profesorii emeriți care existau pe vremea aceea, un om deștept. O stat la picioarele lui Gamaliel și a învățat toată știința. Și la un moment dat a ajuns așa de deștept și așa de înțelept că la o vârstă a tinereții marele preot a pus ochii pe el. Și ce a făcut cu el? L-a chemat în guvern. Sanhedrin era guvernul evreiesc, făcea parte din Sanhedrin. Marele preot îi dădea scrisori. Și a spus Pavele, Saul chema atunci, tu, Saule, ești un învățat, ești un emerit. Tu ai cunoștință despre Vechiul Testament. Tu ai cunoștință despre Tora, tu ești fariseu, tu cunoști tot. Uite ce facem noi. Eu vreau ca tu să crești în ochii celorlalți. Și îți dau scrisori ca să te duci să areți și să luminezi pe toți evreii unde tu ajungi, în toate locurile. Că de fapt ăsta nu-i Mesia. Că ăsta pe care tu îl vezi, pe care ăștia, amărâți ăștia, pescari ăștia, spun despre el că este Hristosul. Ăsta e un fals. Și într-o zi, Dumnezeu a decis să stea față în față cu Pavel. Și l-a întrebat pe Pavel cu alte cuvinte când s-a întâlnit cu el. Pavel, cine e lumina? Zicea că pe drumul Damascului o coborâ din cerul lumină. Acum erau pus față în față lumina asta care venea de la Sanhedrin și era pusă în față în față cu lumina care venea de la Dumnezeu. Și l-a întrebat pe Pavel, auzi Pavel, cine e lumina? Și Pavel a rămas mut, nu a putut să spună. Și a spus, ascultă-mă, ți-ar fi greu ca să dai înapoi cu piciorul într-un țeruș. Adică tu înțelegi mai mult decât vezi. Și pentru că el s-a pus cu lumina, știi ce a făcut Dumnezeu cu Pavel? Până nu s-a rugat ăia care aveau adevărata lumină pe zile, l-a rămas orb. Și când a rămas orb, spune cuvântul Domnului că a trebuit să-i cadă de pe ochi solzii. Pentru că așa de puternic a fost lumina, încât o ars ochii cu care vedea un om care s-a crezut că e lumina. Noi ca să vedem adevărata lumină și să vedem exact pe Hristos, pe Fiul lui Dumnezeu, trebuie să ne cadă solzii de pe ochi. Solzia cu care ne vedem pe noi importanți. Solzia cu care vedem pe alți importanți. Pentru că adevărata lumină e Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Glorificat să fie numele lui Dumnezeu. Vreți să se coboare lumina la noi? Adevărata lumină care s-o coboră din cer este Iisus Hristos. Știți ce a spus Iisus Hristos despre El? Eu sunt lumina lumii. Cine vrea să vină după mine, să mă urmeze, pentru că eu fac calea să se vadă. Eu arăt la oameni cum se ajunge în împărăția lui Dumnezeu. Eu sunt lumina. Doamne, luminează-ne pe toți. Doamne, eliberează-ne pe toți de alte gânduri, de alte concepte. Pentru că noi vrem ca lumina lui Dumnezeu să rămână curată, să rămână sfântă. Lumina noastră este Iisus Hristos, slăvit să fie numele Domnului. Lumina care vine din cer de la Dumnezeu, asta are o singură culoare. Știți care e culoarea care e luminii venite de la Dumnezeu? Este o lumină incoloră, exact asta pe care o vedem noi aici. Unii oameni, pentru că am vorbit aici de plăceri, uneori nouă ne place, și aici știți dumneavoastră, și aș vrea să intrați dumneavoastră în obiceiuri și în tradițiile noastre ale creștinilor, cu luminile colorate. Da? Și nu vreau să îi pedalez pe lucrul ăsta, dar uneori noi, pentru că noi nu suntem ghidați după adevărata lumină, pățim exact cum au pățit corintenii. Și ce au pățit corintenii? Corintenii fiecare au luat o lentilă. Și imaginați-vă că lui Petru sau lui Chifa i-a pus o lentilă roz, nu? Ăsta predica cu putere. La Pavel i-a pus o lentilă galbenă. Ăsta e teolog.
la altul i-a pus altă lentilă de altă culoare. Și bine, numai bine că Pavel când le scrie, auziți, zice, am auzit de la Ecloie că între voi sunt certuri. Dar știți de ce sunt certuri? Pentru că voi nu vă mai uitați direct la Hristos cu ochiul liber ca să vedeți lumina curată, incoloră. Voi vă uitați la Hristos prin ochii celor care vin și vă predică. Prin ochii celor care vin și vorbesc. Și când vă uitați la Hristos prin ochii celor care vin și vorbesc, vă împărțiți. Voi faceți între voi ca lumina să fie așa ca o orgă de alumini. Când iasă Titi în față și predică, e o culoare. Când iasă Mitică în față și predică, e altă culoare. Când iasă un alt frate în biserică și predică, e altă culoare. Și la sfârșit, e o orgă de lumini. Dar aș vrea să vă spun ceva. Lumina care trebuie să ne lumineze pe noi și care trebuie să deschidă drumul spre Dumnezeu este Cartea Sfântă, slăvit să fie numele Lui Dumnezeu. Noi când vrem să fim luminați într-adevăr de Dumnezeu, noi trebuie să aprindem lumina asta. Lumina asta. Și ce a spus Dumnezeu? La început era cuvântul. Și cuvântul era? Și cuvântul era cu? Și cuvântul o coborât printre noi, plin de har și slavă. Și zice, noi l-am văzut! Noi l-am văzut și putem mărturisi despre el! Spune Ioan și descrie despre ceea ce au văzut. Pentru că lumina asta care era venită din cer s-a aprins peste toți. Ea nu a fost multicoloră. Ea a fost monocoloră, a fost transparentă. Pentru că așa este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Glorificat să fie numele Domnului. Lumina, scopul ei, și aș vrea să încheiem capitolul ăsta, este clar. Lumina este să lumineze curat. Doamne, luminează-ne curat. Și de ce trebuie să lumineze curat? Ce ziceți? Câți au văzut lumina în pușcărie la Petru? Cine poate să spună? Câți au văzut? Soldații au văzut lumina? Nu au văzut. Că dacă o văzdeau, se trezeau. Dar ăia l-ați deținut, au văzut lumina? Nici ce l-ați deținut, nu au văzut. Dar cine au văzut lumina? Au văzut-o Petru. I-a aprins Petru lumina, Domnul, a spus așa, ai grijă, vreau să-ți aprind lumina înainte ca să faci orice, pentru că vreau atunci când pornești să nu te mai împiedici. Vezi că sunt soldați care te leagă. Vezi că sunt deținuți care sunt aici cu tine arestați. Și s-ar putea să-i trezești să faci o mare gâlceavă aici în pușcărie. Uite, eu îți aprind lumina pentru că vreau să te scot afară din pușcărie. Dar lumina pe care ți-o aprind eu, tu trebuie să o vezi tu direct. Pentru că tu trebuie să fii în legătură cu mine, cu lumina. Când vrei să ieși din pușcărie, ascultă-mă, dragul meu, ascultă-mă, draga mea. Ascultați-mă toți care sunteți aici. Noi trebuie să vedem noi lumina. Nu alții trebuie să vadă lumina. Când vedem noi lumina, păi nu ne mai împiedicăm. Când vedem lumina, noi nu mai greșim ușa. Când vedem lumina, noi nu mai greșim direcția. Noi știm unde trebuie să mergem. Când vedem, Doamne, luminează-ne pe toți să vedem. Al doilea lucru care vreau să spun este că pe Petru în închisoare, îngerul ăsta care a venit și a făcut lumină, tot în versetul 7 rămânem, spune, îngerul a deșteptat pe Petru lovindu-l în coastă și a zis, scoală-te, iute, lanțurile au căzut jos de pe mâini. Uneori Dumnezeu când ne deșteaptă după ce aprinde lumina, El vine și ne dă câte o lovitură. Ne dă câte o lovitură. Știți că uneori Dumnezeu ne lovește? V-ați întrebat de ce Dumnezeu ne lovește? Că noi comentăm când primim lovituri. Noi comentăm când trecem prin încercări și ne întrebăm, de ce, Doamne? Și punem întrebările, de ce, Doamne? Și de ce? Pentru că Dumnezeu vrea să te scoată din temniță. Pentru că Dumnezeu vrea să te scoată din... Cunosc pe cineva care îi băga de alții în temniță. Și omul ăla a spus așa, eu vreau ca să ies din temnița asta în care sunt legat de alții. Și chiar dacă eu nu sunt de vină, o să mă plec în fața tuturor și o să mai cer încă o dată iertare. Și s-a plecat încă o dată în fața tuturor, chiar dacă nu a fost de vină. Și s-a cerut iertare. Știți de ce? Pentru că uneori Dumnezeu ne lovește pentru că vrea să ne scoată din temniță. Știți care este primul adevăr pentru care Dumnezeu ne lovește? Pentru că ne-am făcut comod în temnița în care suntem arestați și am adormit. Chiar dacă suntem legați de soldați, ne place. Au început oamenii în jurul nostru să ne compătimească, să vină la noi să spună, frate, tu ai dreptate, știi frate, știi soră,
tu ai dreptate, stai aici în temniță, dorm liniștită, stai aici legată. Nu, vine Domnul și ne lovește pentru că vrea să ne scoată afară din temniță. Știți de ce vrea să ne scoată afară din temniță? În primul rând, pentru că noi suntem sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Și aici vreau să vorbesc într-un mod special la tinerii din biserică care pleacă și care sunt întemnițați, peste care s-a chemat numele Domnului și s-a pus binecuvântarea Domnului peste voi. Voi trebuie să ieșiți afară din temniță. Hai să citim câteva cuvinte din Scriptură. Levitic, capitolul 26, începând cu versetul 1, spune așa, vorbește despre binecuvântare. Spune să nu vă faceți idoli. Vreau să mă opresc, lasă un pic versetele astea care ți le spun eu. Spune aici cuvântul Domnului să nu vă faceți idoli. De ce oare noi nu știm că nu trebuie să ne facem idoli? Știm foarte bine, treabă pe oricare. Îți spune, nu-i bine să-ți faci icoane, nu-i bine să-ți faci idoli. Dar Dumnezeu ia idolii și folosește ca repere. Și spune așa, voi trebuie să mergeți până la nivelul în care ceea ce faceți voi devine un idol. Trebuie să mergeți până la nivelul la care ceea ce practicați voi devine idolatrie. Știți când lucrurile astea se întâmplă? Când eu sacrific mai mult timp pentru altceva decât pentru lucrarea lui Dumnezeu. Când sacrific mai mult timp pentru altceva decât pentru lucrarea lui Dumnezeu, eu de fapt aduc o închinare voluntară într-un mod inconștient unei divinități care stă în spatele unui obiect sau unei acțiuni. Și în momentul ăla eu fac idolatrie. Și spune să nu vă faceți idol, spune cuvântul Domnului. Știți că tinerii din biserică prima dată când pleacă, ei pleacă că și-au cumpărat o mașină frumoasă și vor să facă un drift. Știți asta? Știți că prima dată tinerii, oamenii din biserică când pleacă, se duc și au văzut ceva și vor să-și cumpere. Și și-au pus ochii ca să-și cumpere ceva și au plecat din biserică. Și lucrează zi și noapte și neglijează programul de la biserică pentru că ei vor să-și facă casa sau vor să-și cumpere mașina sau vor să facă cu tare lucruri, știți? Știți că în momentul ăsta, obiectul respectiv, lucrul respectiv devine pentru ei idolatrie? Și spune cuvântul Domnului că în momentul ăla ei au ieșit de sub binecuvântare să nu vă faceți idol, să nu vă ridicați chip cioplit, nici stâlp de aducere aminte, să nu puneți în țara voastră nici o piatră împodovită cu chipuri care să vă închinați înaintea ei, că eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Spune mai departe, partea a doua, spune să păziți sabatele mele și să cinstiți locașul meu ce sfânt. Eu sunt... Trebuie să dau explicații aici? Vorbește cuvântul Domnului clar? Eu îl citesc, știți și dumneavoastră de pe proiector. Păi când e duminică, când e marți, când e rugăciune, când e joi, când e program de biserică și eu am altceva de făcut. Păi păzesc sabatele Domnului, cinstesc locașul Domnului cel Sfânt, prin faptul că mă duc acolo, spuneam, discutam cu cineva de dimineață. Și m-a întrebat, frate Titi, eu când mă duc duminica la biserică, mi-a spus o doamnă astăzi de dimineață, eu mă îmbrac cel mai frumos, cu hainele cele mai frumoase. Și-a spus, bine faci. Și-a spus, de ce fac? De ce spui asta? Dă-mă o dovadă biblică. Și-a spus, știi că în vechime spune că în ziua de sabat să vă luați hainele de sărbătoare și să vă duceți la templu? Așa scrie. Să vă luați hainele cele mai bune și să mergeți la templu. Știți că hainele reprezenta bogăție? Când Naaman sirianul s-a dus ca să fie vindecat de lepră în Israel, spune Biblia că a luat argint mult, a luat aur mult, a luat cadouri multe. Dar printre lucrurile pe care le-au luat, au spus că au luat 10 rânduri de... Știți de ce au luat 10 rânduri de haine? Pentru că era foarte scumpe. Când Gehazi s-a dus la el, ce i-a cerut? Dă-mi două și mie, să vadă lumea că sunt bogat. Auzi, noi când cinstim sabatele Domnului, noi ne îmbrăcăm la modul cel mai frumos, ne îmbrăcăm cel mai bine și venim la biserică în frică și în temere de Domnul să fie hainele, să fie curate, să fie cele mai bune, să fie cele mai de valoare, pentru că noi cinstim închinarea cu care venim la Domnul. Știți care e primul semn că nu mai cinstim pe Domnul? Și ajungem în pușcărie și nu vrem să ieșim din pușcărie. Când ne permitem să venim la biserică să slujim îmbrăcați oricum. Să venim la biserică în slujire oricum. Să apărăm oricum, Domnule, că noi suntem într-o altă eră diferită. Nu! În casa Domnului! Noi trebuie să venim în chip cuvincios! Doamne, sfințește-ne pe toți!
Ajută-ne să înțelegem că trebuie să rămânem sub binecuvântare. Să rămâneți sub binecuvântare. Mă uit la voi, sunteți îmbrăcate frumos. M-am uitat la fiecare soră în seara asta în biserică. Sunteți îmbrăcate în chip cuvincios. Să rămâneți îmbrăcate în chip cuvincios. Bărbaților, m-am uitat la voi, la fiecare, sunteți îmbrăcați în chip cuvincios. Să rămâneți îmbrăcați în chip cuvincios. Dar spune mai departe, să cinstiți locașul Domnului. Cu hainele astea pe care vi le-a dat Domnul frumoase, să veniți la biserică ca să rămâneți în binecuvântare. Știți de ce? Pentru că altfel noi ajungem în închisoare pentru că ieșim de sub binecuvântare. Spune, dacă veți urma legile mele, versetul 3 din textul acesta, și dacă veți păzi poruncile mele și le veți împlini, vă voi trimite ploi la vreme, pământul își va da roadele și pomii de pe câmp își vor da rodul, voi umbla în mijlocul vostru, spune versetul 12, eu voi fi Dumnezeul vostru și voi veți fi poporul meu, slăvit să fie numele Domnului. Dar auziți reversul. Spune de la versetul 14, dacă nu mă ascultați, ieșiți, și aici spune cuvântul, textul, titlul este blestem. Uitați-vă în Scriptură, în traducere Cornilescu. Spune, dacă nu mă ascultați și nu împliniți toate aceste lucruri și dacă ne socotiți legile mele și dacă sufletul vostru urăște rânduielile mele așa încât să nu împliniți toate poruncile mele și să rupeți legământul meu, îmi voi întoarce fața împotriva voastră, spune următorul verset, versetul 17, versetul 19, voi frânge mândria puterii voastre. Auziți ce spune Biblia? Va face biserica să-i fie rușine. Ne va băga în închisoare, ne va băga în pușcărie. Spune în versetul 20, vi se va istovi puterea fără folos. Auziți ce grav cuvânt spune Domnul în seara asta. Și spune în versetul 24, mă voi împotrivi și eu vouă și vă voi lovi de 7 ori mai mult pentru păcatele voastre. Auziți ce spune Domnul? Pentru că ieșim de sub binecuvântare. Oamenii care iasă de sub binecuvântare trebuie loviți ca să se trezească. Și-o mers îngerul Domnului și l-a lovit. Eu v-am lovit în seara asta cu cuvântul Domnului și facă Domnul lovitura asta să fie pentru trezirea dumneavoastră. Doamne, ajută-ne să ne trezim în sfârșit din somn. Știți de ce mai este lovit? Pentru că biserica se roagă și tu stai în închisoare. Petru se dormea în închisoare. Ce spune Biblia? Că biserica s-a dus acasă, s-a devenit ora 10 seara. O zis Ioan, acum Petru oricum e în închisoare, s-ar putea să vină și pe noi să ne prindă. Ce spune Biblia? Că a rămas toată noaptea la rugăciune. Și Petru când a ieșit din închisoare, unde s-a dus? La biserică. Și-a venit slujnica și-a zis, auzi, a bătut cineva la ușă, du-te rod, aveți cine-i. Și când s-a dus, s-a văzut, zice, e Petru. L-a lăsat pe Petru la ușă acolo, fugit înapoi la frați, că ăștia se rugau, auzi, e Petru. Bă, dar nu se poate, e o vedenie. Nu, nu e o vedenie. Când Dumnezeu răspunde la rugăciune, nu e un vis. Când Dumnezeu răspunde la rugăciune, e o realitate. Dragii mei, când biserica se roagă, e o realitate. Când Dumnezeu răspunde la rugăciune, e o realitate. Să știți, părinți care vă rugați pentru copii, că Dumnezeu răspunde la rugăciuni. Să știți, mame care vă rugați pentru copii, că Dumnezeu răspunde la rugăciuni. Pentru mine s-au rugat părinții mei și eu sunt aici că Dumnezeu a răspuns la rugăciuni. Poate mulți puteți să ridicați mâna sus în seara asta, să spuneți că Dumnezeu răspunde la rugăciuni. Dumnezeu răspunde la rugăciuni. Slăviți să fie numele Domnului. Când Dumnezeu răspunde la rugăciuni, îl lovește pe Petru să-l scoate din închisoare. Să ne lovească Domnul, să ne scoate din închisoare, să ne dea lovitura perfectă. De câte ori au zis că îl lovește? De 7 ori. Cifra perfecțiunii. Spus, dacă nu faceți asta, vă lovesc perfect. Vă lovesc în așa manieră încât lovitura să fie perfectă. Perfectă pentru ziua în care va fi lovitura voastră mărturie. Și perfectă pentru ziua în care veți fi condamnați la moarte eternă. Dumnezeu lovește perfect. Atunci când noi ne trezim din somn, când Dumnezeu vrea să ne trezească din somn, El ne lovește perfect. Să ne lovească Domnul perfect pe fiecare dintre noi. Doamne, lovește-ne! Încă un lucru care vreau să spun aici, este pentru că Dumnezeu când te lovește, vrea să-ți schimbe numele. Dumnezeu când te lovește, vrea să știți în Scriptură pe cine a lovit Dumnezeu? Pe Iacov. Și spune Biblia că răsărea soarele când trecea Iacov, pe unde trecea? Pe la Peniel. Ce înseamnă Peniel? Trecea prin fața lui Dumnezeu.
Spune, răsărea soarele și era lumină. Și imaginați-vă imaginea asta frumoasă, reprezentativă. Trecea Iacov șchiopătând după o luptă cu Domnul toată noaptea, dar trecea prin fața Domnului. Și se uitau alții pe lângă el și au spus, mă, ce se întâmplă cu el? De ce umblă așa? Păi s-a întâlnit cu Domnul și când s-a întâlnit cu Domnul, cel care se întâlnește cu Domnul și care e lovit de Domnul, ăsta schimbă mersul. Ăsta schimbă mersul. Ei, să ne lovească Domnul, să ne schimbe și numele și mersul. Să ne schimbe mersul, pentru că avem nevoie să ne fie schimbat mersul. Vreți să ne schimbe mersul, Domnul? Păi dacă vreți asta, așteptați-vă la lovituri. A venit un frate odată și a spus, frate, rogă-te pentru mine să am răbdare, a zis. Zice, frate, cum să nu mă rog? Cum are drag? Pune-te jos! Era un frate așa mai exploziv și când s-a pus jos și a pus mâinile peste el. Și a spus, Doamne, dă-i năcazuri la asta. Și a spus, frate, nu pentru necazuri. Zice, necazuri să face răbdarea. Dacă vrei să ieși din închisoare, să ne rugăm la Domnul să ne trezească, numai că Domnul când ne trezește, ne lovește. Doamne, lovește-ne pe toți în seara asta, ca să ieșim din închisoare, să ajungem la loc de libertate. Doamne, ajută-ne la asta. Încă un lucru și cu asta vreau să mă apropii de încheiere, că timpul deja a trecut. După ce au trecut toate lucrurile astea, după ce s-a făcut lumină, după ce l-a lovit pe Petru, spune cuvântul Domnului în versetul 8. Apoi îngerul i-a zis trei verbe. 1. Încinge-te. Știți ce înseamnă încingere? Eu o să vă spun în termenii evreiești. Ce înțelegea Petru când i-a spus să se încingă? Nu era cureaua pe care noi avem astăzi. Era diferit. Era un fel de material care se făcea de jur împrejurul corpului, începând de aici, de la piept, până undeva trecea în zona picioarelor și se înfășura strâns. Pentru ca cel care era înfășurat, ei munceau greu, să poată să muncească. Era un fel de suport, un fel de corset, care îl aveau cei care munceau ca să poată să muncească. Asta era încingerea. Când i-a zis îngerul la Petru, încinge-te, s-a referit la asta, dar hai să spunem alt fel de încingere pe care vreau să vă spun eu astăzi. I-a spus așa Petru, când a înțeles încingerea asta, a spus așa în 1 Petru 1:13. De aceea, încingeți-vă coapsele minții voastre, adică legați-vă strâns mintea, să stați cu toată mintea acasă. Pentru că în momentul în care Dumnezeu lucrează așa cum am început, diavolul e foarte atent. Ca să vă bage din nou în închisoare, el se agită, el e deranjat, el vine cu versete, el vine cu de toate, cu tot arsenalul vine. Și spune, încingeți-vă coapsele minții voastre, fiți streși și puneți-vă toată nădejdea în harul care vă fi adus la arătarea lui Iisus Hristos. Auziți cum trebuie să ne încingem noi? Cingătoarea asta, în primul rând, dă cea putere. Hai să vedem. 1 Samuel, capitolul 2, versetul 12. Când Ana o primi de la Dumnezeu răspuns la rugăciune, Ana face o exclamație care rămâne peste viacuri și care spune așa, Dumnezeu când face un lucru, El îl face cu putere. Și noi când vrem să ne încingem în ceva, noi trebuie să ne încingem în puterea lui Dumnezeu ca să avem noi putere. Și hai să vedem ce spune așa Ana când cântă ea, cântarea pe care noi o cântăm, nimeni nu este așa de sfânt 2 cu 2. 1 Samuel 2 cu 2. Spune așa, nimeni nu este așa sfânt ca Domnul, nimeni. Nimeni nu este alt Dumnezeu decât tine. Nu este stâncă așa cum e Domnul. Imaginați-vă unde l-a ridicat pe Dumnezeu. Și ascultați cum spune Ana mai departe. La oameni când se întoarce la ei, spune, nu mai vorbiți voi cu atâta îngânfare. Să nu vă mai iasă cuvinte de mândrie, căci Dumnezeu este singurul Dumnezeu care știe totul și toate faptele sunt cântărite de El. Dar următorul verset e crema care îmi place din cântarea asta. Spune, arcul celor puternici s-a sfărâmat. Și cei care n-au putere, cei slabi, sunt încinși de cel care se ridică deasupra, care nu-i nimeni ca el, nu este stâncă ca el. Spune, cei slabi, Dumnezeu îi încinge cu putere. Dacă vrei să ieși din închisoare, încinge-te cu putere!
să te încinci cu adevărul. Cuvântul Domnului spune în Efeseni capitolul 6 cu versetul 14 că voi n-aveți de luptat împotriva cărnii și sângelui, dar împotriva cui aveți de luptat? Împotriva duhurilor răutății care sunt unde? În locurile cerești. Spune, stați gata, dar având mijlocul încins cu cine este adevărul? Cine ne protejează pe noi? Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Auziți, încingeți-vă în adevăr. Doamne, încinge-ne pe toți pentru că vrem să ieșim din închisoare. Știți de ce? Pentru ca să putem să slujim. Hai să vă mai citesc un verset despre slujire. Spune Ioan capitolul 13, versetul 4. Spune că Domnul s-a sculat de la masă. S-a dezbrăcat de lucrurile cu care el era încins. De cingătoarea lui. Și-a luat ceva ce era benefic pentru slujire. Spune, a luat ștergarul și s-a încins cu el. Știți de ce? Pentru că atâta vreme când nu te încingi cu lucrurile care te ajută să slujești Domnului, tu nu te poți pleca să speli picioarele. Tu rămâi în închisoare. Ești legat cu lanțurile răutății, ești legat cu legăturile morții, ești în secția 1 și dacă nu vrei să scapi de acolo, te duci în secția 2, fără dar și poate, ajungi în secția 2 și va trebui să strigi de acolo spre Domnul ca să-ți dea viață. Dar Dumnezeu spune în seara asta că Iisus Hristos, care e modelul nostru, ne-a arătat cum trebuie să ne încingem, s-a dezbrăcat de hainele Lui și s-a încins cu haina slujirii, cu ștergarul. Doamne, încinge-ne cu ștergarul! Știți că Domnul când a înviat, El nu a înviat în nicio haină a lui cu care îl umbla pe pământ. Atunci când a fost arestat Domnul, hainele Domnului Iisus Hristos spune că le-au luat soldații și le-au împărțit și au tras la sorți pentru ele. Și au avut fiecare, unul a avut centura, unul a avut manta, unul a avut sandalele, ce au avut ei, șarfa, boneta, nu știu ce au avut. Spune, cămașa, cingătoarea asta despre care vă spun eu, pentru asta au tras la sorți. Și el a fost îmbrăcat în niște ștergare, a fost înfășurat în niște fâșii de pânză și pe fruntea lui a fost pus un ștergar. Dar în ziua când a înviat, când a intrat Maria în mormânt, le-a găsit și alea acolo în mormânt. Știți de ce? Pentru că el nu s-a încins cu hainele astea. Nu a vrut să rămână încins cu hainele astea. El s-a încins reprezentantul Sfințeniei și pilda noastră cu hainele pe care le dă Dumnezeu. Și Ioan când l-a văzut, zice, am văzut brâul lui cu care el era încins. Era un brâu de aur. O, Doamne! Încinge-ne pe noi ca pe Iisus Hristos ca să intrăm în împărăția ta după modelul tău încinge-te. Auzi? Al doilea spune leagă-ți încălțămintea. Acum cu toții știm din încălțăminte lucrurile populare. Hai să vă spun ceva în seara asta. Încălțămintea în vremurile străvechi era o dovadă că cel care se încălța cu încălțămintea care, de exemplu, mergeam, făceam un târg cu mitică, eu ca semn că am făcut un târg cu el și se lega față de mine cu ceva, îi dădeam o pereche de papuci. Și de acum el se încălța și umbla în papucii mei. Hai să vedem cum spune Biblia. Rut capitolul 4 cu versetul 7. Odinioară în Israel pentru întărirea unei răscumpărări sau unui schimb, spune cuvântul Domnului, omul scotea încălțămintea și o dădea celuilalt. Acesta slujea ca mărturie în Israel. Cel ce avea drept răscumpărare a zis lui Boaz, cumpăr-o pe socoteala tea. Și spune și-o scos încălțămintea și i-o dat-o. Auzi, socoteala mea, eu mi-am scos încălțămintea și mi-am dat-o. Știți ce i-a spus cu alte cuvinte Dumnezeu lui Petru când l-a scos din închisoare? Petru, te-am încins cu putere. Te-am încins cu adevăr. Acum tu umblă în păpucii mei. Acum tu umblă în păpucii mei. Tu trebuie să umbli unde vreau eu. Tu nu mai ești a tău. Tu, în momentul în care tu te-ai pus în păpucii mei, tu trebuie să umbli unde vreau eu. Și imaginați-vă că de acolo încolo Petru și până acolo, de acolo încolo Petru a mers și a făcut lucrarea Domnului și a ajuns să fie martir pentru că a umblat în păpucii Domnului. Auzi, dacă vrei să te încalți cu ceva în seara asta, să ieși din închisoare, încalță-te în păpucii Domnului. Încălțămintea în picioare cântăm noi râvna Evangheliei. Când avem încălțămintea asta, râvna Evangheliei, noi avem o talpă. Spune, dacă vor călca pe șerpi și peste năpârci și dacă îi vor mușca, nu-i va omorâ, pentru că ei sunt încălțați cu puterea lui Dumnezeu, încălțați cu Evanghelia păcii. Ei, când ești încălțat cu asta, diavolul, chiar dacă te mușcă la picioare, chiar dacă vrea să te lovească acolo la bază,
Tu rămâi în picioare, că ești încălțat, ești în păpucii Domnului. Doamne, umple-ne, ajută-ne pe toți să umblăm în păpucii Domnului. Îmbracă-ne, încalță-ne pe toți, încinge-ne pe toți. Și după aceea spune mai departe, el a făcut așa. Și îngerul i-a mai zis. Zice, îmbracă-te. După ce s-a încins, după ce și-a legat încălțămintele, îngerul i-a zis, acum îmbracă-te în haină. Zice, și vină după mine. Aș vrea să vă spun ceva. O să mă opresc doar la un singur lucru. Și apoi o să vă provoc ca să ne rugăm. Care era îmbrăcămintea preoțească? Că aici noi am vorbit de preoți în seara asta. Care era îmbrăcămintea preoțească? Era brâu, era manta, era izmenie, era... Dar era un lucru în îmbrăcămintea preoțească care era pus pe frunte. Care în Noul Testament s-a schimbat. Era o placă care era legată cu patru lănțișoare sau cu patru curele. Era legată bine, ca să se vadă, pe care scria Sfânt Domnului. Adică pus deoparte pentru Domnul, dedicat lui Dumnezeu. Asta însemna. Când un mare preot sau când un preot apărea în public cu sigla aia pe el, toată lumea se trăgea la o parte și toată lumea recunoștea. Ăsta e omul, persoana, care în templu s-a turnat un dilemnul sfânt și ăsta slujește în templu Domnului. Știți cum pune Pavel problema în Efeseni? Spune să aveți pe cap, pentru că atunci se stăteau doar în templu. Luptătorii erau altfel, mergeau pe câmp și luptau pe câmp. Dar acum câmpul nostru de bătaie e lumea spirituală. O spus să aveți pe cap ce? Coiful mântuirii. Știa câtele elemente îi? După ce se întâmplă ca brâul să-l pună. Spune, luați-vă brâul, care e adevărul. Platoșa neprihănirii, încălțămintea încălțată cu râna Evangheliei Păcii, scutul credinței, după ce le pune toate astea, patru zi, puneți-vă acum pe cap coiful mântuirii. Pentru că voi va trebui, ca oameni care ați fost încălțați, ca oameni care ați fost încinși, acum să vă îmbrăcați cu îmbrăcămintea preoțească. Și îmbrăcămintea preoțească pe care voi trebuie să o aveți să scrie pe ea că sunteți mântuiții lui Dumnezeu. Știți că nu zice mai departe nimic până nu pune coiful mântuirii? După ce pune coiful mântuirii, zice, luați și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu, al șaselea element, și ca să fie perfect, zice, acum faceți rugăciuni în toată vremea și înălțați Domnului rugăciuni și cereri, ca să fie perfect, ca să fie cifra 7. Dar până să ajungă la perfecțiune, îi pune pe cap coiful mântuirii. Și când îi pune pe cap coiful mântuirii, știți că era primul lucru care se vedea în luptă? Când se uitau după deal soldații și când așteptau să vină ceilalți, primul lucru care se vedea era, ăsta e mântuitul Domnului. Auziți, când ieși din închisoare și când diavolul te așteaptă la luptă, prima dată să vadă pe fruntea ta, ăsta e mântuitul Domnului. Ăsta e îmbrăcat de Domnul, are de la Domnul fapte, are de la Domnul putere, că e mântuitul Domnului, toată lumea trebuie să se uite. Dragii mei, eu vreau să mă opresc aici și aș vrea să vă întreb în seara asta, sunteți gata să ne încingem? Sunteți gata? Sunteți gata să ne încălțăm în seara asta? În păpucii Domnului. Sunteți gata să ne îmbrăcăm cu ținuta Domnului? Pentru că vrem să ieșim din închisoare. Cine vrea să iasă din închisoare în seara asta? Este cineva aici care vrea să-și predea viața în mâna Domnului? Să iasă din închisoare și să umple liber? Eliberarea o face Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Glorificat să fie numele Lui. Hai să ne ridicăm cu toți în picioare. Aș vrea să intrăm la rugăciune și aș vrea să ne rugăm. Aș vrea să ne rugăm pentru că Dumnezeu este Cel care ne poate scoate în seara asta din închisoare. Eu mi-am numit în seara asta predica drumul din închisoare la libertate. Drumul de la închisoare la libertate începe cu lumină. Drumul de la închisoare la libertate începe cu lovituri, continuă cu lovituri. Și drumul de la închisoare la libertate înseamnă echipat. În momentul în care noi vrem să ieșim din închisoare, să umblăm după lumină, să ne lăsăm loviți de Domnul, să ne lovească Domnul perfect, așa cum trebuie să ne lovească Domnul, și apoi să ne echipeze Domnul perfect, pentru că vrem să ieșim din închisoare. Este cineva care vrea să iasă din închisoare în seara asta? Dacă este cineva care vrea să iasă din închisoare, să ridice mâna sus. Dacă vrea să ne rugăm pentru el, rog să vină aici în față să ne rugăm, pentru că vrem în seara asta să sărbătorim eliberarea celor care vor să iasă din închisoare, pentru că lumina lumii a coborât aici în seara asta, în biserica Rugul Aprins.